Salutare! Azi vă prezint o drujbă, o unealtă, care eu mi-o doresc de foarte multă vreme. Este vorba de un Parkside Performance de 40V, o drujbă, mai bine zis, ferestreu cu lanț sau alte denumiri. Ok, așa cum am spus, 40V, 2 acumulatori de 20V, care nu vin în pachet, se achiziționează separat. Evident că o să folosesc cu vârful de gamă cei de 8. Cei mai noi, cei mai performanți, cu Bluetooth, cu mărunghie, suportă și conectare smart. O să vedem și lucrul ăsta în aplicație. Motor brushless, evident, 40V, de 10 ori mai rezistent, cu până la 285% viteză mai mare de tăiere în lemn și până la 65% lungime mai mare de tăiere. Probabil se referă la șina de 38 de cm. Evident că are ungere automată a lanțului și evident soft start. Și asta e o funcție chiar ok, pentru că aveam un ferestrău electric la 220V care pleca cam brutal. Are și frână, ceea ce e foarte bine. Evident, cu frâna trasă nu se pornească, o să vedeți. Ce să mai zic, are două viteze, 15 metri pe secundă și a doua viteză 25 de metri pe secundă. Se poate utiliza cu acumulator de minim 4 amperi, evident, pentru că e un consumator destul de mare și n-am vrea să ne chinuim mai mult decât e cazul. Și observ că are o viteză mai mare de tăiere cu acumulatorii smart, cu 5 metri pe secundă față de cei, de fapt pe Speed 2, față de cei clasici. Nu știu de ce, probabil poate să tragă mai mult din ei, dar eu v-am zis să folosesc doar cu cei de 8. La fel ca toată gama Performance, 5 ani garanție. Eu, să fiu sincer, am vrut să o cumpăr din Germania, doar că am întârziat puțin și ce să vezi, a apărut și la noi, ceea ce a fost super, super. Bun, în cutie vine direct montată. Da, deci doar ea, nu are alte accesorii decât apărătoare pentru lamă și ulei, pentru ungerea lanțului și nu dispune de încărcător, acumulator sau alte asemenea. Putem vedea din diferite unghiuri drujba cum este așezată în cutie. Și ce să mai, să desfacem, nu? Trebuie să recunosc că n-am desfăcut-o până acum. M-am abținut. Și nu prea știu cum s-ar desface. Cred că pe aici prin spate. Manualul de utilizare. Uleiul pentru lanț. Foarte drăguț împachetat. Și drujba. În cutie, evident, nu mai avem nimic. E gol-goluță, o dăm deoparte. Un carton aici pentru transport. Câteva instrucțiuni despre frână. Și, după cum vedem, cam asta e, foarte ușoară. Nu știu dacă specific undeva gramajul, să mă uit imediat. Are sistem rapid de strângerea lanțului și de, mă rog, strâns lamă și așa mai departe. O apărătoare ieftină, după părerea mea. Și o șină cu un lanț oarecum tot acolo. De ce spun lucrul ăsta? Este inscripționată doar pe o parte. Partea cealaltă este alb simplu. Lanțul este cu pas 3-8. Și merge pe canal de 1,1, așa că este un lanț slim pentru tăieturi mai fine, ceea ce o pun și un pic mai puțină rezistență la înaintarea în lemn. Dacă nu fi avut un lanț foarte lat, clar trebuia să depun un efort mai mare pentru a obține o tăietură. Bun, hai să așeză cei doi acumulatori. Pornirea. De aici se schimbă vitezele și se verifică nivelul la baterii, dacă nu vrei să verifici pe fiecare în parte. Și conectivitate. Bun. Evident, pe aici îi punem ulei.
Are chiar și jnur din ăsta pentru susținere. Uleiul este sigilat. Ok, cred că este suficient. Avem și un vizor prin care putem vedea nivelul de ulei. Probabil dacă mă forțam intra tot. În fine, nu mai contează, este și gradat. E destul de bine echilibrată, cel puțin fără acumulatori. Cam așa se prezintă. Arată destul de sexy, părerea mea. Și designul ăsta negru întotdeauna arată bine, cel puțin la scolele astea. V-am zis că e destul de ușoară și m-am uitat un picuț în manual. Ceea ce v-am spus până acum, doi acumulatori, vitezele și așa mai departe. Și greutatea ei la gol este 3,17 kg. În rezervor v-am zis că dacă mă chinuiam, îl băgam tot, adică 180 de ml, cât avea și ăsta. Ok, și ce am mai văzut eu aici, mi s-a confirmat faptul că are lanț 3.8 pe canal de 1.1. Avem lungimea șinei, lungimea lamei 455, iar lungimea de tăiere este 380 respectiv. Da, și alte chestii, vibrații, mă rog, neinteresant. Timpii de încărcare pentru acumulatori, ceea ce nu prea ne interesează, cel puțin în acest moment. Câteva funcții de siguranță și fiecare indicator ce face, cum face, vom vedea. Ok. Și haideți să vedem și noi greutatea. Cu lanț și cu ulei, cât credeți ar cântări acum? Fără acumulatori. Haideți să vedem. Nu am mai luat un cântar de la de bucătărie, ci l-am găsit pe ăsta mai la îndemână. Și avem un 3,8 kilograme, să putem surprinde 3,9 kilograme. Acum să-i punem și cei doi acumulatori și să vedem greutatea. Până la urmă, greutatea completă maximă care ar putea fi cu acumulatorii ăștia cei mai grei. Înainte aveam 3,9. Ok, să vedem acum. Mult mai grea. Și ajunge la un 5,9, 5,6, s-a stabilizat, da, 5,6 kg. Mai facem o dată. Nu este cu mult mai grea față de o drujbă obișnuită. Comparând-o cu un 0,23 venit direct din câmpul muncii, care cântărește, ce să vedeți, tot acolo, aproximativ. Deci, v-am zis, nu e cu mult mai grea, cu vreo câteva sute de grame. Perfect. Următorul pas ar fi să o pornesc, doar că aș vrea totuși să văd și eu mai bine ce avem aici. Foarte rapid. Orificiu de ungere, pinionul cu 6 dinți și cam atât. Nu prea avem ce vedea aici. O chestie care îmi place este faptul că lanțul a venit deja cu ceva ulei pe el, lubrifiat direct din pachet, ceea ce e foarte bine. Se și protejează în timp și până la urmă e un plus, pentru că dacă o bagi direct în sarcină, va pleca direct. Ok, ce am să fac eu acum? Aș vrea să o pornesc ca să văd dacă bagă ulei. Asta nu are nevoie de rodaj, nu are nevoie de absolut nimic. Am dat frâna în poziția de lucru. De aici verific acumulatorii și e pe treapta 1. Avem aici siguranță pentru a nu putea apăsa accidental. Bine, siguranța și pornim. Soft start. Vedem uleiul dacă iese.
A apărut și uleiul și s-a și oprit. Ok. Haideți să montăm înapoi acum. Evident, va merge foarte, foarte rapid. Eu, să fiu sincer, i-aș pune o șină ceva mai scurtă. Asta mi se pare destul de lungă și nu prea-i văd rostul. În capac avem sistemul de tensionare a lanțului. Un șurub clasic cu o pioliță, cu un bolț, dar din păcate cu carcasă din plastic aici. Vedem în timp. Acum, destul de rapid. Și tensionăm la fel rapid. Strângem foarte bine. Evident, operațiunea asta voi să o faceți fără acumulatori, nu cum am făcut-o eu acum. Treapta 1 și pornim. Să mai slăbim puțin lanțul. Pare destul de strâns. Ok, acum i-am lăsat un pic de bărtică și să vedem sunetul care îl produce. Similar. Treapta 1 și acum folosim treapta 2. Mult mai puternic, evident. O să o băgăm și la probă, dar înainte de asta aș vrea să mă joc puțin în aplicații. Ok, din păcate n-am reușit să-mi perechez cu aplicația. Acumulatorii găsesc, funcția asta am stat aici aprinsă ca și cum ar fi conectată, dar în aplicație îmi dă doar acumulatorii. Nu mi-arată că ar fi și drujba conectată. Acum nu știu, poate trebuie să fac eu ceva suplimentar sau nu-mi dau seama. În fine, haideți să... Da, am văzut-o suficient, să o punem și la probă. Vedem, duce, nu duce, poate, nu poate, cam ce ar putea să facă. La treabă cu ea! Ok, și a venit momentul să-i facem proba. A început să și picure puțin, dar nu contează. O să începem cu treapta 1, vedem cum merge și apoi creștem. Una. Și acum o să încercăm ceva mai gros. Să vedem cum se va descurca, nu? Treapta 1 prima dată. Ok, hai că a stropit-o puțin. Acum a început să se mai lase puțin ploaia. Ce vreau să zic e că merge surprinzător de bine. Probabil ajută și lățimea lanțului fiind destul de mică, fiind pe canal de 1,1. Tocmai azi am modificat la o altă drujbă identică. Am pus o lamă mai mică de 35 de centimetri și cu lanț de 26 de dinți.
pe canal de 1,3, pas 3,8. Și merge foarte bine și aia, doar că are lanțul mai lat și e din ăla cu colț. Ăsta e fără colț, e rotunjit aici. Ia să vedem. Cred că înțelegeți, și e din ăla cu colț drept, chisel. Cam asta ar fi. Un lucru care îmi place e că nu trebuie să pornești de aici tot timpul când o pornești. În fine, și pur și simplu dai siguranța, apeși și a pornit. Și poți să faci lucrul ăsta direct și a plecat. Ok. O chestie care nu pot să zic că îmi place, dar nici nu-mi displace, ar fi că tot timpul pornește pe treapta 1, niciodată pe treapta 2. Asta probabil să facă economie și să nu știu. Dar să fiu sincer, mare diferență nu văd în tăietură. O să mă uit după pe filmare să vedem ce diferență ar fi. Dar cu treapta întâi parcă merge ceva mai stabil, pe când cu treapta a doua variază destul de mult turația când crește sarcina. Oarecum e și normal, doar că treapta 1 e mai lentă, dar e mai stabilă. Da, ce să mai zic, cam asta ar fi. O să o șterg un picuț acum, să o suflu și să o pun bine pentru zilele de muncă care vor urma. Momentan atât pot face cu ea. Sper să revin în viitor apropiat și uite, s-a murdărit destul de tare și cu o autonomie. Dar eu zic că o să fie ceva echivalent a un rezervor de benzină la un MS-170 sau pe acolo. Până la urma urmei, eu cred că drujba asta face parte cam din aceeași gamă și se încadrează cam în aceeași putere. Evident, turația lanțului este ceva mai redusă decât la modelele pe benzină, la fel cum e la toate modelele electrice, dar totuși cred că primează puțin în fața celor la priză, la turație. În fine. O să mai vedem cu siguranță prin clipuri și până data viitoare, ca de obicei, nu uitați să vă abonați. Vă place, nu vă place, spuneți-mi părerea voastră. Vă salut, la revedere!